Bună ziua, oameni buni! O nouă zi pe plaje. Tocmai trece un avion. Face reclamă la NetBet. Mare destul de agitat astăzi. Bate și vântul, uitați acolo. Acolo și are baie. Ia uitați-l. Mare destul de agitat, dar e foarte, foarte fain că e apa caldă. Vântul bate puțin cam tare, dar e în regulă. Aici avem pe cameramanul meu, pe Alex. Vă mulțumim tuturor care v-ați abonat. Când am fost la Silvia, au venit foarte mulți oameni. Vă mulțumim foarte, foarte mult. Și promitem să nu vă dezamăgim. Să vă arătăm locuri frumoase, lucruri frumoase. O să mergem și cu detectorul. Fetele sunt aici pe plajă. Zona asta e foarte faină, e o plajă foarte întinsă. E mama aia sat nostru în Năpădari. E un loc foarte, foarte plăcut și să vin cu copiii. Pentru că apa, dacă vă observați, e foarte mică. Vin valurile până aici. Uitați, sunt oameni acolo care le vine apa până la piept și destul de departe. Vedem ce mai facem mai târziu, pentru că nu avem niciun plan pentru ziua de astăzi, dar probabil găsim ceva de făcut. Suntem pe litoral, e frumos. Cu gunoaiele e cam rău, să spun. Am văzut pe acolo, pe linia din spate, cam murdar față de ce ar trebui să fie. Dar ăștia sunt turiști, n-avem ce face. Exact cum ce Silviu, sunt macacii noștri. Trebuie să iubim și pe ei, cum ce domnul Jicol. O să revenim mai târziu. Am terminat cu plaja pe ziua de astăzi, nu pe azi, pe dimineața asta. Aici lângă noi, undeva, se filmează, cred că pentru poftiți pe la noi, pentru Neamărin. Cam auzit, unul din băieți zicea aici. Zicea că este foarte recalcitrat Neamărin. Că se ceartă, că fac tot felul de boacăne, se înjură, dacă n-am râs, zicea asta că în fiecare dimineață Neamărin trebuie înjura bine, că după aia restul zilei oricum te bate și dimineața la prima oră așa trebuie să-l iei. Direct cu certuri, cu înjurături. Și acolo la fel altcineva filmează tot de la Antena 1. Mergem către alt loc, unde este în Năvodariu, spre platformă, spre platforma petrolieră. Să vedem ce e și pe acolo. Asta e plaja Coba, unde am stat noi astăzi. Unde e copăcelul cu colacul făcut leagăn. Foarte drăguți, foarte drăguți. Nisip are cam multe scoici, dar e destul de curat. N-ar părea să aibă un pai pe aici. Mai e câte o mizerie pe și pe acolo, dar nu e exagerat. O alee foarte, foarte faină pe aici, prin Năvodari Nord. Cu palmierași și cam uscați ei. Dar arată bine. Felinare noi, becuri cu panou solar. Bordon aici probabil o să apară și aici alte blocuri, alte povești. Full de mașini, cu toate pe septembrie. Partea dreapta aveam plajele. Puncte de observație astea, am văzut și mai jos, ce tare sunt făcut.
Revenim când ajungem plaja acolo. Rafinăria, ce faină e. Drumul e foarte, foarte rău. Nu cunosc semnele astea, probabil semne navale. Nu cred că sunt pentru mașini. Că văd și acolo și un semafor, probabil tot pentru bărci. Șantier în lucru pe aici. Aici e notul interzis pe partea asta. Ce frumos se vede la final. Păcat că aici trebuia totul să fie, uite, asfaltat, îngrijit, să facă lumea plimbare pe aici. Dar din păcate a rămas cum a rămas. Nimeni probabil nu se ocupă. Revenim din capăt de tot. Am ajuns aici. Ce frumos se vede locul ăsta. Și acolo văd niște bărbuțe. E wow, wow, chiar că e wow. Stop, Alex. Suntem pe digul de la Năvodari. Acolo, pe zona Năvodari, Mamaia Sat. Acolo este Constanța, deja colțul de acolo care se vede. Super! Rostești vorba lui Silviu? E furat vorba? Da! Super! Acolo văd că e o crescătorie probabil de midii, de ceva. Am făcut o oprire pe Bulevardul Mamaia. Mi s-a părut ceva interesant. Uzina de pizza. Foarte tare. Să vedem ce pizza au. Ne-am comandat. Mergem acasă și vedem despre ce e vorba. Am ajuns acasă. Astea sunt cele două pizza, să vedem cum arată. Wow, foarte faină. Oare ce e această iarbă? Foarte bine arată. Ne vedem după masă cu impresii despre gustul pizzei. Încheiem aici video de azi. A fost o zi frumoasă, pizza foarte bună. Deci chiar bună, bună, bună a fost. Blatul puțin cam subțire, dar aromată, foarte bună. Ne auzim în următorul video. Mulțumim mult, aveți grijă de voi.